Biserica a tuturor sfinților a parohiei Găvana 1 din municipiul Pitești și-a sărbătorit astăzi hramul. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost oficiată de înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, la altarul de vară din curtea bisericii. În cuvântul de învățătură, ierarhul a arătat care este calea spre sfințenie. Sfinții sunt cei care apără țara și valorile ei. Sfânt este cel care gândește deci de aici pornește. Sfințenia pornește de aici, din capul nostru. Gândești curat, gândești sfânt, sfânt ești. Gândești îndoielnic, îndoielnic ești. Gândești uh, haotic, haotic ești. Așa ești cum gândești, să știți. Gândirea are un rol fantastic asupra construcției și vieții omului. După oficierea sfintei liturghii a fost săvârșită o slujbă de pomenire pentru ctitorii bisericii trecuți la Domnul. Cu această ocazie au fost pomeniți și ctitorii Ioan și Olimpia Micu, cu ajutorul cărora în perioada 2007-2014 au fost executate lucrări importante de restaurare a picturii și bisericii. De asemenea, ierarhul a sfințit o troiță care a fost ridicată în curtea lăcașului de cult.